N-am crezut că viața are vreun rost. Taică-mi mă trimitea la școală degeaba. Maica mea oricum m-a abandonat ca să plece în Spania. Nu mă gândeam că zilele zadarnice vor înceta într-o vacanță. Într-o cameră din casa mătușii mei, plină de pantofi și mobilă veche, l-am găsit. M-am întins în el și m-am trezit într-o altă lume. N-am mai știut care e diferența dintre vis și realitate. Deschideți! Ambulanța! Când viața mea abia căpătase un sens, totul s-a dus dracu. Mătușii mea a murit. Nenorocita de maică mea l-a vândut, odată cu el și fericirea mea. L-am căutat ca o nebună. Am ajuns până în Spania, degeaba. 5 ani morți. 5 ani de căutări. În mațele Teatrului Național, păzit de o tanti, l-am găsit. Un alt pat de lemn de roșcu. Hai, negrut! Hai! M-am pierdut printre roșcov dansatori, înconjurată de glasul stins și subțirel al eunucului. Trăiam ca să văd cum mi se schimbă figura de țoapă de fiecare dată când mă trezeam. Am decis să rămân lângă pat. Am și antichități dacă te interesează. Cărți vechi? Da, am și cărți vechi și altele. Te interesează ceva? Pat de roșcovi. De fapt, m-am înscris la facultatea de litere, chiar dacă nu citisem o carte vreodată. A dispărut și ăsta. Cu vocea pițigăiată e un lucru în cap, am plecat disperată prin tot Bucureștiul, căutând. Ajutor, Lef, ajutor! Investigând. Chiar am încercat să fac unul al meu. Am crezut că Lef mă poate ajuta. Flori? 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 Era librar, îi avea cu cărțile. Pusese și el în lumea roșcovilor. De fapt, asta ne-a și legat. Ole, ne-am pierdut și ne-am iubit împreună. Printre lumi și timpuri diferite, printre mituri, legende și oameni. Îmi place la mea față. Eu sunt Flori. Asta este lumea mea. O lume a roșcovilor. De ce retrăiesc chiar asta? Haide! Lasă-mă jos! Ce?